Bună seara și bine v-am găsit! Așa cum v-am obișnuit, această emisiune este dedicată subiectelor de istorie inedită, acelor aspecte ale istoriei care nu prea apar în cărțile sistemului. Prin urmare, și astăzi vom aborda câteva teme deosebit de interesante. Vom vorbi despre lucruri foarte puțin cunoscute din viața și activitatea lui Mihai Eminescu, vom vorbi despre lira tracă, dar și despre procesul de distrugere al României din aceste zile. Înainte de a vă prezenta invitatul acestei seri și de a intra în miezul subiectelor anunțate, vreau să vă anunț că peste câteva zile, pe 10 mai 2016, la Sala Dales din București, organizăm un eveniment cu totul deosebit. Este vorba de o conferință cu tema Românii în mileniul de întuneric și lansarea acestei cărți, a cărei copertă o am aici pe masă, Românii în mileniul de întuneric, scrisă de autorul, de cercetătorul Marius Fincă. Evenimentul, care va începe la ora 19 seara de marți, 10 mai, beneficiază de participarea a doi cercetători importanți pe care îi cunoașteți foarte bine. Este vorba de domnul conferențiar universitar dr. Gheorghe Iscu și domnul profesor dr. Mihai Popescu, cei doi care vor conferenția pe această temă Românii în mileniul de întuneric. Așadar, vă invităm, intrarea este liberă, sperăm să veniți cât mai mulți pentru că subiectul în sine este deosebit. Marți, 10 mai, de la ora 19, în București, la Sala Dales, în apropiere de Intercontinental. Și acum să trecem mai departe și să îl prezentăm pe invitatul acestei emisiuni, domnul Miron Manega, scriitor și publicist, autor a numai puțin de 7 cărți, o activitate de jurnalist prodigioasă, a lucrat pentru evenimentul zilei și național, dar și pentru alte publicații, a fost redactor șef sau redactor șef adjunct la o serie de reviste, a lucrat și în radio. În acest moment este realizator la 6 TV, unde face o emisiune care are legătură cu conștiința națională, cu identitatea românilor, este o emisiune protest în care se spun multe lucruri interesante și se spun lucrurilor pe nume, așa cum vom face și în această emisiune. Bună seara și bine ați venit! Bine v-am găsit, Hristos a înviat! Eminescu este un subiect extraordinar, mai ales că știm puține lucruri despre el. În ultimii ani, investigațiile unor jurnaliști și a unor istorici au scos la lumină faptul că nebunia lui, de fapt, n-a fost nebunie, boala pe care se spunea că a avut-o, de fapt, n-a prea avut-o și că, de fapt, el a fost victima unor conspirații din acea vreme, pentru că vocea pentru Transilvania, așa cum era reclamat de la Curtea Imperială de la Viena, trebuia oprită. Iar Eminescu era cel mai vocal susținător al independenței românilor din Transilvaniei, al unirii românilor a Transilvaniei la țara mamă și, așa cum el a și spus-o foarte clar, visa o dacie mare, spera ca totul să fie dacizat în această țară. Trimiterele lui la istoria glorioasă a getodacilor fiind nenumărate. De altfel, la editura Getodacii pe care o conduc, am și publicat o carte care se numește Dacii în literatura română, Getodacii în literatura română, scrisă de cercetătoarea Iulia Brânză Mihăileanu, o carte care se bazează pe lucrarea de doctorat a acestei doamne, și unde descoperim temele abordate de marii noștri scriitori legate de istoria getodacilor. Înainte de emisiune am vorbit cu dumneavoastră și mi-a spus că sunt o serie de lucruri inedite despre Eminescu, despre ce a făcut el, pe care veți să ne le împărtășiți acum, o bucată de istorie importantă pe care trebuie să o aducem românilor. Da, dincolo de faptul că Eminescu a fost, este reperul nostru tutelar, spiritual, cultural, a fost probabil, păstrând contextul epocii, primul și cel mai mare economist, primul și cel mai mare analist politic.
Primul sociolog, să nu uităm că, să nu uităm. Aduc la cunoștință faptul că înaintea lui Emil Durkheim, care este fondatorul școlii sociologice franceze, mare sociolog de altfel, a introdus în sociologie conceptul de patologie socială, cu 14 ani înaintea lui Emil Durkheim, într-un articol apărut în Timpul, care se numea Patologia societății noastre. Și nu l-a folosit pur și simplu, l-a și explicat și l-a și demonstrat. Iar după 14 ani, altcineva a promovat conceptul, da, și a este rămas un anim acceptat ca... faptul că inițiatorul, inventatorul acestui concept este marele sociolog francez, Emil Durkheim. Foarte, în sfârșit, este clar că Eminescu este mai mult citat decât citit, cum bine spunea un pasionat de Eminescu, prietenul meu, Ioan C. Rogojanu, într-adevăr este mai mult citat decât citit. Pentru că dacă l-am citit, am aflat lucruri incredibile. O informație relativ inedită, deși ea este publică, este legată de faptul că, relatez povestea, în 2003, ambasadorul Braziliei în România, la vremea aceea, Jeronimo Moscardo de Souza, cu ocazia decernării de către Academia Română titlului de doctor honoris causa, a făcut o afirmație cel puțin surprinzătoare. Mulțumesc României și în special domnului Eminescu pentru faptul că Brazilia a cunoscut cea mai mare creștere economică din lume. În acea perioadă. Da. Ce s-a întâmplat? Am căutat ce vrea să spună cu Eminescu, cu România, și am găsit într-adevăr într-un alt interviu pe care l-a acordat cu ocazia primirii titlului de doctor honoris causa al Universității din Craiova, detaliază. Povestind cum un mare, foarte mare economist român, Mihail Manoilescu, discipol al lui Mihai Eminescu, a incorporat într-o celebră lucrare a sa, noua teorie a protecționismului economic internațional, teoria statului organic al lui Eminescu. Iată că a avut și o teorie politică. Și practic brazilienii s-au inspirat din această lucrare a economistului român, discipul al lui Eminescu, și și-au construit programul economic, deci, al țării, care a determinat... Deci în 1932, da, cartea lui Mihail Manoilescu a fost tradusă în portugheză, a ajuns în Brazilia, a devenit curs universitar, iar începând din anul 1970 a devenit program economic. Deci iată cum teoria statului organic incorporată în noua teoria protecționismului și schimbului comercial al lui Mihail Manoilescu au ajuns să schimbe istoria Braziliei. De ce această carte, dacă este atât de valoroasă, nu este sursă de inspirație pentru România? O Românie care astăzi, ca urmare a îmbrățișării unui liberalism dus la extrem, este în faza în care se dezintegrează. Dacă lucrurile vor merge mai departe așa, în 10 ani, România, statul român, nu va mai deține aproape nimic din resursele naturale, nu va mai avea întreprinderi proprii, deci va fi mai mult cu titlul onorific și va administra impozitele din țară. Știți că despre Eminescu a spus-o mai exact rabinul șef din perioada anilor 80, Moses Rosen, a spus că Eminescu este antisemit, blocând apariția pe piață a volumului 10 al operelor complete al lui Eminescu. Este fals. Noi am preluat informația și am acceptat-o, fără să mai cercetăm. Eminescu, în timpul vieții, a fost considerat protector al evreilor și filosemit. Și a trebuit să se apere. Într-un articol din Curierul de Iași, spunând așa, nu pe evrei îi apărăm, ci adevărul. Deci Eminescu spunea adevărul, indiferent cine era beneficiarul acestui adevăr. Dar noi am acceptat ideea și am devenit prudenți. Deci, mai profitabil ar fi fost să-l citim și să-l apărăm. Eminescu nu are nevoie de apărarea noastră, dar noi trebuie să ne ridicăm la nivelul lui apărându-l. Pentru că este, așa cum spuneam, simbolul tuturor, sau așa cum îl numea Constantin Noica, omul deplin al culturii
române. Sunt multe alte lucruri care nu se știu despre Eminescu, de exemplu, în continuare a ceea ce spuneați dumneavoastră, Eminescu trebuia scos din scena publică pentru că rămăsese singura voce care mai apăra România la momentul ăla, îi apăra pe românii din Transilvania și nu se putea întâmpla altfel decât prin forma asta, a fost scos printr-o asasinare civilă care a avut loc la 28. Nu putea să fie eliminat pur și simplu pe stradă, nu, pentru că îl transforma un martir, devenea mai puternică. Era foarte puternică oricum. Trebuia să-i fie șifonată imaginea, să fie scos și într-un mod plauzibil ca să fie acceptat de opinia publică. Și atunci e nebun. Și au reușit. Deci a fost pe 28 iunie 1883 scos cu forța din viața civilă și băgat în cămașa de forță și dus la stabilimentul doctorului Șuțu, unde camera era pregătită de dimineață. Și să ne gândim că cred că 90% din opera lui literară și jurnalistică s-a împlinit până la 33 de ani. Eu cred că el a scris și după aceea, pentru că în buzunarul halatului, după ce i-a dat nebunul ăla, nebun sau nu, nu o să știm niciodată, cu piatra în cap, s-au găsit trei poezii, printre care și Stelele în cer. Stelele în cer, deasupra mărilor, ard depărtărilor până ce pierzi. Nu e păcat ca să se lepede clipa cea repede ce ni s-a dat. Eu cred că asta nu e poezia unui om nebun. Bineînțeles. Așa, și mai e un lucru care nu știu dacă e cunoscut. În 1989, anul morții, Eminescu a publicat în România Liberă un articol semnat cu un pseudonim care a dărâmat guvernul pentru 3 zile. Deci a căzut guvernul până când membrii guvernului au aflat cine a fost autorul articolului și au pus guvernul la loc. A, e nebun, punem guvernul la loc, nu o să se supere nimeni. Asta, cum spuneam, în 1989, anul morții. Au fost multe motive, probabil dacă au văzut că și din ospiciu a putut să genereze o astfel de influență la nivelul politicului, probabil că s-au gândit că trebuie eliminat pentru că nu... Pentru că tot am vorbit de teoria statului organic, aș vrea să citez un fragment care esențializează această teorie, apărută în publicistica lui, bineînțeles, în opere complete, dar și în... Adică a apărut în presa în timpul. Da. Conservatismul, știți că Eminescu a fost conservator sau a fost mai degrabă considerat conservator pentru că el a inspirat doctrina conservatorilor conduși de Titu Maiorescu, care s-au inspirat din articolele lui apărute în timpul. A fost conservator, dar nu la modul absolut. Pentru că teoria statului organic denunță, de fapt, ce gândea Eminescu despre un stat puternic, statul organic. Conservatismul luptă pentru datorii. Pentru el, împlinirea datoriilor către semenii săi, solidaritatea de bunăvoie sau impusă prin lege a cetățenilor unui stat, o organizare strictă în care individul e numai mijloc pentru întreținerea și înflorirea colectivității, cruțarea economică a tuturor claselor pe care le privește ca organe vii ale societății, cu un cuvânt, organizarea naturală, înțeleasă de toți, moștenită adesea prin tradiție, prin obiceiul pământului, recunoscută de toți, fără legi scrise chiar, iată starea de lucruri la care aspiră conservatismul extrem. Dar și această direcție are primejdiile ei. Veșnica tutelă, exercitată asupra claselor de jos, le dă într-adevăr pânea de toate zilele, dar le lipsește de energie individuală, le face indolente. Pe de altă parte, sistemul libertății, totodată al individualismului, cuprinde primejdii și mai mari. El preface viața într-o luptă de exploatare reciprocă, care poate ajunge la disoluțiunea completă a statului și într-acolo tind ideile liberale de azi. Între aceste două extreme e poate meșteșugul adevăratei politice. Deci, conservatorismul lui Eminescu era contextual. Era necesar în perioada în care a trăit și în care România trebuia apărată de străinii care voiau să jefuiască tot. Se știe că el a luptat și la un moment dat a rămas singurul care a mai luptat împotriva modificării articolului 7 din Constituție, care împiedica acordarea cetățeniei române în grup.
De ce? Pentru că cei care voiau cetățenia română o voiau pentru a cumpăra ce puteau cumpăra în România, țăranii, de exemplu, în primul rând pământurile. Țăranii, normal, că n-ar fi rezistat acestei presiuni. Și atunci, ca un alogen să capete cetățenia, trebuia să o merite cumva. Trebuia să facă un fel de stagiu, așa cum este acum în America. Până la urmă s-a ajuns la jumătate, dar în realitate modificarea articolului 7 din Constituție era impusă de Uniunea Europeană de la vremea aceea, Congresul de la Berlin, care refuzau să acorde României statutul de regat dacă nu accepta această modificare. Era nevoie, de fapt, la vremea aceea, de un exod al populației evreiești din Imperiul Austro-Ungar, dar și din Imperiul Țarist, unde erau prea mulți și erau plasați în general în zonele neproductive ale societății. Și atunci au încercat să impună și au și reușit la jumătate de drum, să zicem, acordarea cetățeniei române în grup. De fapt, primul grup care a primit cetățenia, primul grup de evrei, care a fost cei care s-au remarcat în primul război mondial, care au luptat pentru România. În general, ei nu se înrolau, nu luptau. Acei evrei care au luptat pentru România în primul război mondial au primit în grup, câți au fost, cetățenia română. Deci, lucrurile trebuie gândite nuanțat. Un alt aspect important legat de Eminescu și pe care mi l-ați prezentat înainte de emisiune și mi se pare cu adevărat intrigant acest subiect, are legătură cu un așa numit cont al lui Eminescu, în care s-au acumulat foarte mulți bani și în momentul acesta ar fi la ce sumă? 2 milioane de euro. Da, există într-adevăr. De ce am crede că pare greu de crezut peste 2 milioane ca Eminescu să aibă un cont activ în acest moment cu astfel de sumă? Contul este al lui Eminescu mort, să zicem așa. După moartea lui, s-a constituit un comitet Eminescu, condus de Titu Maiorescu, comitet care avea rolul de a colecta bani pentru ridicarea monumentului pe care îl știm. S-au colectat acești bani, făcut subscripție publică, dar a rămas o diferență de 1000 de lei aur. Cu acești bani, Comitetul Eminescu a cumpărat de la statul român, de la Banca Națională, un titlu de rentă română perpetuă 5%. Acești bani, și care a fost dat spre gestionare primăriei capitale, Comunei București, cum scria în documentele vremii. Scopul acestui cont era foarte strict. Din banii adunați, acumulați prin capitalizare, trebuia îngrijit mormântul lui Eminescu și Eminescu trebuia comemorat la 15 iunie și sărbătorit la 15 ianuarie. Însă înțeleg de aici că s-au adunat mai mulți bani decât era necesar în acel moment, care s-au mulțit. Acest titlu de rentă română perpetuă 5% făcea parte din categoria titlurilor de valoare și face și acum parte din categoria titlurilor de valoare cu termen de scadență sine die. După câțiva ani, urma acestui cont s-a pierdut. Dar el a continuat să se capitalizeze. A uitat de el, în sfârșit. Eu am ajuns la existența acestui cont la sugestia unui bun prieten, Dan Toma Dulciu, care mi-a tras atenția că în caietele lui Eminescu există o notiță care face referire la existența acestui cont. Am verificat, așa era, m-am dus la arhivele statului și am căutat. Am găsit dosarul Eminescu, care era aproape virgin, și acolo am găsit confirmarea existenței acestui cont. Era o corespondență oficială între primarul Comunei București și Titu Maiorescu. O scrisoare prin care îi confirma că la data de, acum vreo lună sau două în urmă, s-a înregistrat, a fost primit de primărie spre gestiune acest cont cu număr de înregistrare și cu numărul contului. Cum ziceam, urma acestui cont s-a pierdut. Am verificat dacă nu cumva a fost anulat printr-un act de autoritate statală, pentru că numai așa poate fi închis contul. Nu s-a întâmplat. S-au închis multe conturi, dar ăsta nu s-a închis.
ceea ce a însemnat că el continuă să se capitalizeze. M-am dus la Banca Națională ca să mă documentez cum se poate face echivalarea leului de atunci cu leul de acum, după care m-am dus la Banca Comercială să aflu formula de capitalizare, că nu mă pricep. Și am aflat-o. După care calculul este foarte simplu. La nivelul anului 2009, când am făcut eu această investigație, depășea acest cont, valoarea contului depășea 2 milioane de euro. Ceea ce înseamnă că acum e peste 2 milioane, 2009, cred că a trecut de 3 milioane. Pentru că se deci capitalizează, se aplică la suma existentă la sfârșitul anului. Deci s-a ajuns la 2 milioane, anul se aplică la 2 milioane. Cine administrează banii ăștia? Problema este că nu-i administrează nimeni în acest moment. Și adică cei nici nu care poate sunt fi proprie... schimbată destinația contului. Da? Însă nu exclud posibilitatea ca cineva să știe de existența acestui cont, acum sigur știe, și să-l fi folosit știind foarte bine că nu produce nimănui nicio pagubă. Deci dar nu exclud această posibilitate, nu mă pricep, nu știu dacă ilegală până la urmă, la asta mă evident referiți. Că e în mod ilegal. Folosită în alt dar sens, se pentru că... Dar cum se comit atâtea ilegalități, v-ar mira? În acte, acest cont, dacă el a continuat să existe, a produs efecte și dacă cineva a identificat existența lui și faptul că sunt niște bani... Mai ales că eu acum l-am făcut public. Din 2009, dacă nu l-au folosit până atunci, posibil să-l fi folosit. Eu cred că un primar din cei pe care îi cunoaștem noi, mulți dintre ei au ajuns în pușcărie și cu siguranță o să ajungă și alții, dacă ar cunoaște sau dacă a cunoscut existența unui astfel de cont, mă îndoiesc că a folosit banii așa cum este dată direcția. Pentru că destinația banilor nici membrii Comitetului Eminescu, presupunând prin absurd că ar mai fi în viață, nu l-ar putea schimba. Deci el are o destinație precisă. Bun, cum s-ar putea face ca banii să fie folosiți în scopul pentru care au fost? Eu cred că la presiunea sau statul român împreună cu ceea ce numim convențional societatea civilă, dumneavoastră, eu poate, prin publicația mea dumneavoastră, prin fundația sau asociația pe care o aveți și alții, mai ales cei care au asociații sau fundații care poartă numele Mihai Eminescu, ar trebui să se simtă datori să-l repună pe Eminescu în dreptul. Eu am fost la primărie atunci, am încercat, domne, avem dovada. Unde este contul? Nu mai este posibil să fie în arhiva din Văcărești. Păi căutați, cum să-l căutăm? În sfârșit. Dar atâta timp când nu există corpul delict, nu se poate pune în dreptul. Zic eu atunci. Dar actul inițial de deschidere a parcului Cismigiu, mai aveți? A, nu-l mai avem. Păi și atunci cum puteți să faceți preluarea activelor și pasivelor de la un primar la altul dacă nu mai există corpul delict? Păi nu e aceeași situație. Ba, eu zic că e aceeași situație. Demonstrați-mi că nu e aceeași situație. Și este aceeași situație. Mai ales că aici există dovada indirectă. Este numărul contului și numărul de înregistrare în registrul primăriei. E foarte interesant, ar trebui lămurit acest lucru. Actele există. Asta ce am spus eu există. Dosarul există, dacă nu fi dispărut și alte lucruri... Eu am făcut o copie. Ce alte lucruri inedite despre Eminescu am mai putea aduce în discuție acum? Sunt mulți care au abordat subiectul, care au venit cu elemente noi. Ce credeți că ar mai fi interesant de spus? Interesant despre Eminescu, așa la nivel de picanterie, să zicem. Am putea o numi așa. Eminescu n-a fost sărac. N-a fost niciodată sărac. Deci viața pe care o aducea, austeră uneori, nu era pentru că nu avea bani. El era și foarte bine plătit. S-au găsit chitanțele de la spălătorie. Dădea câte 25 de cămăși odată. Deci nu oricine își putea permite lucrul ăsta. Ei bine, Eminescu avea ceas breghe. Un ceas breghe era extraordinar de scump la vremea aceea. Mi se pare că vreo 8 perei de boi a vândut Gheorghe Eminovici, tatălui, ca să-i facă cadou acest ceas. Sau avea o geantă de călătorie Vuitton. Deci Eminescu știa să, cum să zic, aprecieze lucrurile brand la brand trage. Bine, până la urmă el era în vârful presei românești, era cu siguranță bine plătit, era cea mai dar în același timp avea un echilibru, zic eu, adică îi plăceau, înțeleg din ce povestiți, că de adevăr sunt niște picanterii, că îi plăceau lucrurile de marcă, dar în același timp era foarte dedicat
aspectelor naționale. Eu cred că mai degrabă lucrurile de marcă intrau în natura lui, v-am spus, brand la brand trage. Le aprecia, știa ce valoare au, nu numai de valoarea de brand, valoarea calității acelor obiecte. De asta le avea probabil și nu a refuzat ceasul pe care l-a dat George Eminovici. Ce ar mai putea fi? Nu știu dacă despre fotografia... Fotografia canonică, prima fotografie canonică a lui Eminescu, cea făcută în 1869 la Praga. El s-a dus acolo să își facă studiile la Praga, a fost respins pentru că ceva nu era în regulă cu dosarul lui, ceva legat de bacalaureat, a ignorat tot timpul aspectele astea, nu-i păsa, deși studia foarte mult. Și atunci a făcut o fotografie. Fotografia n-a mai fost folosită la Praga, a fost folosită la Viena. Dar autorul acelei fotografii, Ian Tomaș, a generat în spațiu cultural românesc, cum să zic, o explozie fără precedent a acelei imagini. Mai ales după anii 40 încoace, această fotografie de a lui Eminescu, care e emblematică pentru întregul romantism european, se multiplică anual în milioane și milioane de exemplare. Ceea ce nu-i puțin lucru, statul ceh ar trebui să se mândrească cu asta și să-și ia în considerare valoarea asta. Eu le-am trimis textul despre care, în care am scris despre ceea ce vă spun, despre ceea ce vă spun eu acum, dar nu au avut nicio reacție. Am trimis la ambasada. Da. Asta a fost, nu pot să înțeleg, se comportă ca și noi, da, din punctul ăsta de vedere. În final, ca o concluzie despre Eminescu și apoi poate, să trecem mai departe la celelalte subiecte. Poate ar fi bine să încheiem cu Eminescu citând cuvintele celui mai strălucit denigrator al poporului său, al poporului român, Emil Cioran, care în fața lui Eminescu nu a putut decât să se încline. O să încerc să reproduc din memorie acel citat extraordinar din Schimbarea la fața României. Tot ce s-a creat până acum în România poartă stigmatul fragmentarului. Afară de Eminescu, totul este aproximativ. Niciunul nu ne-am lăudat cu el, căci nu l-am declarat cu toții o excepție inexplicabilă printre noi. Ce a căutat aici acela pe care și Buddha ar fi putut fi gelos? Fără Eminescu, am fi știut că suntem esențial mediocri, că nu există ieșire din noi înșine și ne-am fi adaptat perfect condiției noastre minore. Suntem prea obligați față de geniul lui și față de turburarea ce ne-a vărsat-o în suflet. Iată cum s-a exprimat Cioran despre... Și apropo de... Nu știu dacă e... Hai să adaug și chestia asta. Cioran, cel mai mare stilist al limbii franceze, cel care s-a desprins total de poporul lui, la sfârșitul vieții, în ultimul an, suferea de Alzheimer, dintre toate lucrurile pe care putea să le uite, a uitat limba franceză. Doctorii nu se mai puteau înțelege cu el. Cred că este o sancțiune a destinului sau a lui Dumnezeu. E cea mai interesantă răzbunare a destinului, pentru că până la urmă, chiar dacă citatul pe care l-ați dat despre Eminescu e într-adevăr extraordinar, perspectiva pe care are asupra lui Eminescu, dar vis-a-vis de poporul român, Cioran este în culpă pentru că a trecut dincolo de orice limite ale decenței, chiar dacă a avut el motivele lui când a plecat din România. A fost într-un fel onest totuși. Nu a mai revenit niciodată în România. Deci da, a desprins și a asumat. A fost un gest asumat, pentru care, iată, cred eu, a și plătit. Da. Ne oprim pentru o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni în emisiune ca să vorbim despre un subiect deosebit de interesant. Este vorba de lira tracă și o cercetare pe care domnul Miron Manega a făcut-o în legătură cu acest lucru. Informații foarte interesante. Vom vorbi de asemenea în partea a doua emisiunii și despre distrugerea României, despre grupul pentru România și alte aspecte interesante. Înainte de a intra la pauza publicitară,
Vă reamintesc apariția acestei cărți, Solul lui Zamolxe, un roman istoric foarte bine scris, carte scoasă la editura Geto Daci, pe care o puteți găsi pe site-ul www.daciaart, alături de această carte care o să apară în câteva zile și pe care o veți găsi tot pe Dacia Art, Românii în mileniul de întuneric, scrisă de Marius Fincă, o carte care va fi lansată pe 10 mai 2016, de la ora 19, la Sala Dales din București, lângă Intercontinental, eveniment cu ocazia căruia vom organiza și o conferință cu aceeași temă, Românii în mileniul de întuneric, conferință susținută de domnii Gheorghe Iscru și Mihai Popescu, un eveniment deosebit de interesant. Vă așteptăm, intrarea este liberă, pe 10 mai de la ora 19 la Sala Dales din București. Ne întoarcem peste câteva minute să vorbim despre Lira Tracă și alte lucruri interesante. Am revenit. Așa cum spuneam, un subiect foarte interesant va fi discutat în această a doua parte a emisiunii, un subiect care la prima vedere poate să pară expresia unui protocronism ieftin. Iată, reprezentanții dacomanie din România au scos pe la înaintare da, o altă exagerare în care cobza românească, nici mai mult, nici mai puțin, este urmașa lirei trace, ha-ha-ha, și așa mai departe. Spuneați că aveți argumente consistente pentru a demonstra că lucrurile stau așa. Vă rog să le aduceți. Cred că nu este urmașa lirei trace, cred că chiar este lira tracă. Totul a pornit de la un interviu cu Tudor Gheorghe, în urmă cu mai mulți ani, cred că prin 2008-2009. În cadrul interviului zic la un moment dat, Neică Tudore, apropo de Neică Tudore, expresia mi-a fost preluată de Ciutacu din Jurnalul Național în care a apărut acest interviu, am închis paranteza, îi zic, Neică Tudore, cobza asta e de-a noastră sau e de import? Cum să fie, bă, de import? Romanii ziceau lira trac. Și atunci mi s-a năzărit următoarea idee. Dacă nu cumva Orfeu, care este simbolul universal al muzicii esențiale și care, ceea ce este unanim acceptat, așa cum la fel de unanim acceptat este faptul că el cânta la liră, nu cumva cânta la lira tracă. E adevărat că grecii care l-au preluat în panteonul lor i-au atribuit recuzita culturii și civilizației lor, i-au pus în brațe lira grecească, dar nu au contestat niciodată faptul că era trac. Celebru cântăreț trac omorât de naiade, parcă. Bun, până la urmă, grecii au preluat foarte multe lucruri din cultura tracilor, zeități, tradiții, obiceiuri, lucruri pe care le-au și recunoscut. Sunt o serie de istorici antici, greci, care spun foarte clar cum stă treaba cu multe dintre aspectele importante ale spiritualităților. De pildă, muzica. Muzica, iată ce spunea geograful Strabon din Amezia, care a trăit între 60, anul 60 înainte de Hristos și 21 după Hristos, iată ce spune referindu-se la originea muzicii vechi. Muzica întreagă, privită atât ca melodie, cât și ca ritm și cuprinzând instrumentele, e socotită ca fiind de origine tracă și asiatică. Aceasta se vede și din locurile unde muzele sunt cu deosebire cinstite. Într-adevăr, în vechime, Pieria, Olimpul, Pimpla, Libertros erau localități și munți ai tracilor, pe câtă vreme acum pe acestea le stăpânesc macedonenii, care de fapt sunt tot traci. Heliconul a fost închinat muzelor de către tracii care locuiau în Beoția și care au consacrat nimfelor peștera lui Libertros. Se spune că cei care s-au ocupat în vechime cu muzica, Orfeu, Muzaios, Tamiris, sunt traci și numele Eumol, personaj trac, al cărui nume se traduce prin cel care cântă bine, așa, tot de la traci vine. Așadar, dacă luăm ca reper adevărul că Orfeu era trac și cânta la liră, este plauzibilă ipoteza, sau poate fi un punct de pornire într-o demonstrație în acest sens, faptul că e posibil ca
lira trag, Cobza să fie instrumentul la care cânta Orfeu, ceea ce ar fi o restituire extraordinară pentru patrimoniul mondial al culturii, ne mai vorbim de faptul că ne-ar plasa, din punct de vedere cultural și spiritual, într-o zonă mult mai avantajoasă. Care ar fi și acum să vedem. Argumente? Deci am pornit de la interviu cu Tudor Gheorghe, da? Bun. Am început să caut. Mi s-a infiltrat gândul ăsta, am început să caut. O asociere între, într-adevăr, întâi am verificat că Virgiliu, în secolul 1 înainte de Hristos, numea Cobza Lira Trac. Existând la momentul ăla, el doar a semnalat-o, ceea ce însemna că existase și până atunci. Și atunci am început să caut în bibliografia care mi-a stat la dispoziție, așa, în biblioteci și în mediul online, o asociere între Lira Tracă și Orfeu. N-am găsit nimic în bibliografia românească, în schimb am găsit într-un document din Arhiva Academiei Regale din Mantova. E vorba de un catalog în care erau așezate, erau strânse toate obiectele de artă din antichitate care existau la Mantova la momentul anului 1833. Printre aceste obiecte era și un bazorelief cu Orfeu în infern. În comentariu acestui bazorelief din catalogul respectiv scrie așa: Non è alcuno che ignori la pietosa istoria d'Orfeo, il quale col incanto de la sua lira traca oameni e fiere seguirlo. În traducere liberă, toată lumea cunoaște impresionanta povestea lui Orfeu, cel care cu cântecul lirei sale tracice oameni și fiare făcea să-l urmeze. Asta a fost primul popas în investigația sau cercetarea, investigație, zice, pentru că nu sunt de specialitate, sunt jurnalist, scriitor. Totuși aveți o calitate în legătură cu zona artistică și aș vrea să o cu zona pieței de artă, într-adevăr, da. Sunt membru consultant al Asociației Experților de Artă din România, consultant, nu am ștampile, nu dau calificative de genul ăsta, că mă ia de neau. Și președinte al secției Presa Pieței de Artă al ACOAR, Asociația Comercianților de Opere de Artă din România. Deci până la urmă sunteți familiaritate. Mai autorizat decât un simplu jurnalist care face o astfel de investigație, pentru că sunteți implicat, da, obiecte de artă. Și da. În afară de asta, ca jurnalist la Săptămâna Financiară, de exemplu, gestionam o pagină care se numea Piața de Cultura de Piață, în care încercam să, pornind de la dinamica fenomenului cultural specific, să văd ce se întâmplă în acest, așa, nu, pornind de la dinamica cifrelor, să văd ce se întâmplă în interiorul acestui fenomen, adică dinamica vânzărilor sau lipsei de vânzare, spune câte ceva despre creșterea sau descreșterea interesului pentru da. O formă de artă. Ce aș vrea să mai întreb? Bun. Sursele vorbesc despre Orfeu și lira lui Tracă, da? Da. De ce am crede noi că Cobza românească ar fi lira Tracă sau urmașa lirei Trace? Unde mai găsim Cobza? În afară Cobza nu mai găsim nicăieri, o găsim doar în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova de pe ambele maluri ale Prutului. Nicăieri. Dar există dovezi că ar fi fost și în altă parte? Presupun că exista în tot spațiul tracic, pentru că era un instrument specific. Da, nu dovezi, dar indirecte. Hai să zicem că, uite, de exemplu, la Voroneț există un medalion cu regele David cântând la Cobză. Toată lumea a zis că nu e plauzibil ca regele David să cânte. Posibil, ca în perioada în care a fost pictată mănăstirea Voroneț, să fi fost o combinație între lăuta care deja era în Europa și Cobza care rămăsese la noi. Dar are 4 coarde. Mă rog, și lăuta a avut inițial 4 coarde. Dar de ce zic eu că e plauzibil? Deci Asia Mică, de exemplu, era locuită de frigieni. Frigienii erau traci. Din Asia Mică până în Orientul Mijlociu e o aruncătură de băți. Nu mai vorbesc de faptul că există insulele tracice din Marea Egee. Iar palestinienii, filistenii, de exemplu, erau tot de origine tracică sau cicladică, pentru că ei au venit în mileniu 1, în Orientul Mijlociu, venind dinspre insulele tracice din Marea Egee. Iar Goliat, cel care s-a bătut cu David, era
Filistin, deci David s-a... Ei erau sedentari atunci, când filistenii erau sedentari, deci aveau o cultură așezată acolo. Nu e exclus ca David să fi preluat, sau evreii care au venit din Egipt, să fi preluat de la sedentari elemente de cultură și civilizație. Poate și acest instrument, cobza. Între timp s-a dezvoltat, a fost preluat de la evrei, de arabi, și a ajuns înapoi în Europa în secolul IX, prin mauri. Maurii au adus lăuta, alăut, cum îi zic ei, în Europa, care s-a consacrat la curțile regilor și prin imitații la curțile nobililor. Lăuta și cobza seamănă, s-au asemănat foarte mult până la sfârșitul, până în secolul XIX, pentru că și lăuta avea gâtul fracturat. Care e diferența? Lăuta este un instrument melodic. Cobza este un instrument ritmic și armonic cu coarde pleznite. Niciodată în istoria muzicii un instrument ritmic nu se trage dintr-unul melodic. Deci niciodată cobza nu s-ar putea trage din lăută. Numai invers e posibil. Pentru că cobza este un instrument primitiv, cu coarne pleznite, este un instrument de hang, de acompaniament. Adică un instrument superior... Deci instrumentele ritmice sunt cele mai vechi. Da, un instrument mai rudimentar nu se poate trage dintr-un instrument superior. E cam asta, cam asta. E logic până la urmă și muzicienii și muzicologii știu lucrul ăsta. Da. Dar pentru că tot a venit vorba de lăută, lăuta, deci posibil să se tragă... Cred că o să mă ocup și de chestia asta, să vedem cum a ajuns, dacă ceea ce am spus eu acum se poate susține. Traiectoria cobzei, de la traci la evrei, de la evrei la arabi și de la arabi înapoi în Europa. Mai există în Europa... Specialiștii din România v-au văzut teoria... Da, au văzut, unii au fost de acord, alții nu, dar ceea ce mă onorează până la urmă este că cel care susține această teorie este cel mai mare etnolog și etnomuzicolog român în viață, maestrul Constantin Arvinte. Deci deocamdată mi-e suficient. Care poate spune ar trebui că o ia în serios. E în viață, are 90 de ani, într-adevăr, dar, cum să zic, este vioi și activ și participă la tot felul de activități. Merită și cu poftă de vorbă. Da. Aveai ceva de spus ca argumentație în acest sens? Pentru că, iată, dacă acest lucru poate fi demonstrat științific, cu probe, cu argumente, este un alt element de continuitate, ceea ce nu le convine, este un element ceea de continuitate, ceea ce nu le convine celor care convine vor să îngroape istoria... Dar aș aduce în sprijinul acestui... Deci, este clar că între lăută și cobză, cobza este cel mai vechi. Da. Categoric. Acum să luăm în calul și alte instrumente care seamănă foarte mult cu cobza, au aceeași formă de pară tăiată în două, dar care au arcuși. Sunt instrumente melodice. Aceste instrumente sunt următoarele. Atenție la denumiri. În Grecia sunt trei. Trachiotici lira, lira trachis și cretan lirachi. Deci în... două denumiri care da, fac da, da, trimitere la lira care traca. Nu mai corespundeau... sta să le termin, că pe urmă am ceva de spus aici. În Croația, lirica Dalmația. În Bulgaria, gădulca. În Ucraina și Rusia, hudocul sau gudocul. La vikingi, rebecu. Și la, în Italia, lira calabreze. Sunt instrumente cu trei coarde și arcuși. E posibil ca inițial cobza, lira tragă, să fie avut tot trei coarde. Istoricii greci se potignesc în secolul IX. Aceste instrumente au apărut în secolul IX. Dar sunt două lucruri interesante aici. De ce se numesc trachiotici lira, lira și lira trachis, două dintre ele? Pentru că ele nu mai corespundeau unei zone sau unei populații existente la nivelul secolului IX. Da. Ele veneau dintr-o altă epocă. Mă rog, și aici am eu o discuție, pentru că astăzi în Grecia sunt mai multe regiuni care poartă în componență numele Trachia. Da, 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 ca, da, o, da, ca o marcare. Sunt insulele că... tragice, este o zonă numită Trachia. Trachia există Trachia. Conștiința prezenței sau unor unei continuități tracice sau cel puțin la nivel de tradiție sau mai ales că macedonenii, armânii și din Macedonia, dar și din Grecia se consideră urmași ai vechilor traci. Da. Da? Deci există conștiință, așa că în secolul IX probabil că această conștiință era mult mai... Posibil și asta, dar aceste instrumente, hai să zicem, purtau denumirea asta. În secolul IX nu existau instrumente, nu, în latinitatea greacă și latină nu au existat instrumente cu arcuși. În vechea Indie, da, cu 2000 de ani înainte de Hristos. Arcușul a venit, instrumentele cu arcuși au venit în Europa, în Imperiul Bizantin, în secolul IX.
și au fost aduse de arabi prin acel instrument care se, numește rebab sau rabab. Posibil, se sizează istoricii danezi, că e așa zic, aceste instrumente cu arcuș, cum este rebecul, preluat de vikingi de la Imperiul Bizantin, care a avut și conflicte, dar și relații de colabor, de relații comerciale, și au și recunoscut asta că l-au luat și l-au asumat, l-au adoptat și l-au considerat instrumentul lor, rebec. Deci, spre deosebire de istoricii greci care se potincnesc în secolul IX și zic că instrumentele astea cu arcuș au apărut în secolul IX, ăștia zic nu, în secolul IX au căpătat arcuș. Ele se pare că au fost instrumente fără arcuș și li s-a adăugat. Probabil, și mai avem un argument aici, cutia de rezonanță a cobzei se pare că era foarte bună comparativ cu toate celelalte instrumente, inclusiv cu rebabul venit, adus de arabi, de la persani, probabil. Turcii, în secolul XIX, aveau și ei un instrument cu arcuș, cu trei coarde și arcuș, preluat probabil de la arabi. Era ca o cutie. Îi ziceau chemence popular. În secolul XIX au construit un alt instrument cu cutia de rezonanță a cobzei, adică identic cu cobza, doar că tot așa cu arcuș, pe care l-au numit chemence clasic. Deci cutia de rezonanță cobzei sau a lirei trace, sau trachiotici lira sau lira trachis, se preta la orice alt fel de instrument muzical. Și nu știu, cred că sunt suficiente argumente. De ce s-ar trage aceste instrumente din cobză și nu din lăută sau alte instrumente? Simplu. Așa cum am spus, primele instrumente muzicale sunt instrumentele ritmice înaintea celorlalte. Toate acestea sunt instrumente melodice, unele cu arcuș, altele cu coarde ciupite. Lira tracă sau cobza rămâne cel mai vechi. De ce nu am avansat teoria că într-adevăr este instrumentul la care cânta Orfeu, având în vedere vechimea, vârsta la, sau cum să zic eu, perioada în care ar fi putut trăi Orfeu, pentru că până la urmă nu avem ADN-ul lui. Deci cu aceleași argumente cu care susținem existența lui Orfeu ca simbol esențial al muzicii universale, cu aceleași argumente putem susține existența cobzei ca instrument la lira, a lirei trace, ca instrument la care cânta tracul Orfeu. Da. Și cam asta, vă dați seama cum ar arăta un concert multicultural în care se adună toate țările care au unul dintre aceste instrumente și se facă un mare concert sau fiecare să devină solist în ansamblul celorlalte. Ar fi interesant, într-adevăr. Da, în sfârșit. Nu ne-a mai rămas timp pentru a dezvolta celălalt subiect, cred că mai avem 2-3 minute, dar mă gândesc că l-am putea dezvolta într-o altă emisiune, însă cred că și în câteva minute se poate marca câteva lucruri. Dumneavoastră, ca unul dintre reprezentanții așa numitului Grup pentru România, a pornit la inițiativa domnului profesor Florin Colceag, în care s-au adunat oameni care vor să propună o soluție alternativă la ceea ce există astăzi în România, și s-au făcut o serie de lucruri. Ce e grupul ăsta? Câteva cuvinte și oricum să reluăm subiectul altă dată, pentru că Sunt membru fondator al Grupului pentru România. A fost un grup care s-a constituit din disperare. Pentru că observăm ce ni se, tot ce este românesc, tot ce susține românismul este automat clasificat ca fiind filorus sau rusofil, sau așa cum zic cei care nu cunosc, n-au proprietatea termenilor, rusofoni. Mă rog, rusofon înseamnă cu totul altceva. Deci există așa o îndârjire pe care eu n-am mai întâlnit și mi se pare total nefirească. Contestarea tot ceea ce este românesc ca fiind un pericol, ca înseamnă ultranaționaliști. Știți cum lucrează manipularea în România? Dacă îi critici pe ruși, ești pro-american. Dacă îi critici pe americani, ești filorus. Dar ideea este că poate unii oameni sunt pro-români. Poate că interesează împlinirea acestui popor, scăparea de problemele care există. Care nu e protejat de nicio lege. Păi da, că s-a dat și legea 217. Noi constatăm, asta este istoria care o trăim acum, că, iertați-mă că vorbesc mai puțin elegant, ne-au tras-o și rușii, și occidentalii,
și mulți. Păi da? Hai să facem deci o noi dacă vorbim în mod cinstit, trebuie să le spunem foarte multora niște lucruri așa de la obraz. Aia nu înseamnă că dacă eu acum mă pun să vorbesc despre imperialismul american, sunt filorus. Sau dacă vorbesc despre imperialismul rusesc, sunt agentul americanilor. Da, cam așa. Dar vă dau un exemplu. Ce s-a întâmplat cu noi în ultimii 25 de ani? Gândiți-vă, al doilea război mondial, România a pierdut 500 de miliarde de euro. 500 de miliarde, dar până în 1965. Aici cuprinde inclusiv daunele de război pe care le-am plătit rușilor. În primul război mondial, mai puțin. Ei bine, din 1990 până acum, România a fost jefuită de 1500 de miliarde. Deci am pierdut de trei ori mai mult decât există un asemenea două războaie este fără mondiale. Bruț. Deci mai mult decât, da. Cred că cu o treime, asta mai mult spune decât... tot despre... Iată de ce a apărut grupul pentru România. De nemernici care au condus România. Asta apropo de Eminescu, de acești netrebnici care ne conduc. Pentru că, iată, cu asta poate ar trebui să închei eu. Ce diagnostic dădea Eminescu în publicistica lui, perioada în care trăia, care de fapt diagnosticul se potrivește perfect perioadei în care trăim. Peste tot, credințele vechi mor. Un materialism brutal le ia locul, cultura secolului mână în mână cu sărăcia claselor lucrătoare amenință toată clădirea măreață a civilizației creștine. Shakespeare cedează în fața bufoneriilor și dramelor de incest și adulteriu, cancanul alungă pe Beethoven, ideile mari asfințesc, zeii mor. E vremea de o retrezire și o reînviere a tot ceea ce înseamnă România și români. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și dumneavoastră că ne-ați fost alături. Nu uitați că pe 10 mai de la ora 19 la sala Dales sunteți invitați să participați la conferința cu tema Românii în mileniu de întuneric, lansarea cărții cu același nume, Românii în mileniu de întuneric. Intrarea este liberă, vă așteptăm. Toate cele bune!